bune și unde mai avem de muncit și să îmbunătățim rezultatul. Am făcut și o analiză privind strategia de campanie pentru următoarele 2 săptămâni și din punctul de vedere al echipei de campanie, pentru noi este foarte clar că nu trebuie să aibă loc dezbateri în turul al doilea, pentru că, din punctul nostru de vedere, democrația înseamnă, în primul rând, întâlnirea directă cu cetățeanul. Mergem pe același tip de campanie pe care l-am făcut în primul tur al alegerilor, întâlniri permanente cu cetățenii. Din momentul în care se va lansa al doilea tur de campanie, vom avea un șir de întâlniri cu organizațiile și cu cetățenii din mai multe județe ale țării. Veți face meeting-uri, adică? Vom face meeting-uri, vom face întâlniri și cu organizațiile, dar și cu cetățenii. Analiza făcută în momentul de față. Un meeting va avea loc în București? Nu cred că vom avea un meeting în București. Preferăm mai degrabă să mergem în județe ale țării. Nu vă temeți că impresia cetățenilor va fi exact aceasta, că președintele se teme de o confruntare directă cu adversarul? Nici de cum. Președintele nu se teme de o confruntare. Din punctul nostru de vedere, cred că cei doi candidați sunt bine cunoscuți. Cei doi candidați au avut funcții executive în ultimii ani în România. Activitatea lor politică, punctele lor de vedere sunt cunoscute și cred că o confruntare nu își are rost în acest moment, în această campanie, pentru că nu aduce nimic în plus. Nu cred că este nimic de clarificat. Cred că cetățenii cunosc foarte bine care au fost pozițiile politice ale celor doi candidați și o confruntare nu cred, din punctul nostru de vedere al echipei de campanie, o confruntare nu ar aduce nimic în plus. Va cere președintele o mobilizare mai mare față de primul tur? Da, sigur, președintele are așteptări mai mari de la organizațiile Partidului Național Liberal și cu siguranță acestea vor fi mai implicate și rezultatul va fi și mai bun. Din 4-7, să zicem, de județe, punând aici și sectoarele Bucureștiului, am câștigat totuși 37 și sperăm că vom câștiga cel puțin 40. Ce carențe ați înregistrat pe analiza făcută în momentul de față? Ce carențe ați înregistrat? Adică care sunt problemele? O mică demobilizare a electorilor noștri, având în vedere că domnul Klaus Iohannis, candidatul nostru, se afla într-o poziție foarte, foarte bună și din acest motiv foarte mulți dintre electorii noștri au spus că lucrurile sunt deja tranșate. Ceea ce nu este așa, cred că în continuare bătălia cu PSD-ul este o bătălie foarte grea, foarte dificilă și așteptăm pe toți românii care vor să aibă o altă guvernare România să vină alături de noi. Presa din străinătate l-a criticat pe președintele Iohannis pentru că nu a acceptat nicio dezbatere. Până la urmă, nu credeți că o Românie normală, dacă vreți să o promovați așa, înseamnă inclusiv alinierea la niște standarde occidentale de campanie, adică o organizare de dezbatere? Eu vă repet, democrația înseamnă în primul rând întâlnirea directă cu cetățeanul. Dezbaterea este și ea o formă a democrației. Dezbaterea face parte dintr-o campanie electorală sau nu. Sunt foarte multe state unde nu au loc dezbateri între candidați și, vă repet, punctul nostru de vedere al echipei de campanie a fost acela de a-i sugera candidatului nostru să continue același tip de campanie, întâlnirea directă cu cetățenii. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o decizie a staffului de campanie, dar președintele dorea de fapt să participe? Nu, președintele a cerut părerea echipei de campanie, părerea colegilor și noi ne-am spus punctul de vedere. Vă mulțumesc. O seară bună. Mulțumim. O seară bună.